A fost un adevărat spectacol aseară în centrul orașului, la 3 ani de la ultima revoluție a fanilor lui Poli, care și-au cerut în stradă palmaresul și culorile. Suporterii Timișoarei au făcut din nou meeting. Sunt furioși pe șefii Federației Române de Fotbal, care au scos-o pe Poli din Champions League și din prima divizie a clasamentului intern. Dragostea este iubirea mea, Poli Timișoara, și peste tot cu drag te vom urma. Pentru Timișoara, pentru tot ce înseamnă culorile alb-violet, pentru Banat și pentru tot ce este și înseamnă Politehnica Timișoara. Este o mare nedreptate făcută pentru suporterii Politehnicii Timișoara. Singurii, cred că, vinovați sunt și vor fi în continuare Federația Română de Fotbal, care ne-au târât și ne târăsc în continuare în tot felul de mizerii și de... Nu se poate. Păi să susțin echipa care mă duc în fiecare dată la meci. De aia am venit, să o susțin. Pentru mine, viața mea, acolo mă simt foarte bine, pe teren, alături de fotbaliști. Acum că a făcut nedreptatea asta, îmi vine să mor de ciudă. Nu știu, numai pentru noi să fie nedreptatea asta, eu cred că mai sunt și alte cluburi care au datorii și ele n-au pățit nimic. Timișorenii nu vor să accepte ruptul capului că echipa a ajuns în Liga a treia și pregătesc mutarea echipei lângă România. Îmi pare rău că am ajuns aici, dar le demonstrăm încă o dată că suntem alături de echipă, alături de culorile alb-violete și ne-am dorit, dacă am putea, să jucăm în altă federație, în Ungaria, în Iugoslavia, indiferent, nu în România. Nu se mai joacă fotbal în România de ani mulți. Toată lumea să știe și aici în primul rând mă refer la cei care trăiesc în orașul Timișoara și poate și pentru ceilalți din restul țării, se aude foarte mult. Că iubim Poli Timișoara, indiferent de divizia în care vor juca CB, vom fi alături de ei. Meeting-ul suporterilor a durat mai bine de o oră și s-a desfășurat fără evenimente. Fanii alb-violeți vor ieși în stradă în fiecare seară, timp de o săptămână, pentru a-și arăta susținerea față de echipa lor de suflet.